Acest loc a fost, cum să zic, un loc a copilăriei noastre. Noi aici am petrecut și este un loc care poate fi folosit de la not, la mersul cu barca, iarna, patine, chiar și concursuri de schi de fond s-au organizat. Deci este un loc perfect pentru tot felul de activități de recreere. Este unul dintre puținele locuri verzi, spații verzi și liniștite de pe lângă Târgu Mureș. Ar trebui să apreciem mai mult. Mesajul nu este doar de ziua Pământului, mesajul nu este doar de a aduna gunoiul, mesajul este de a fi conștienți de această problemă, de a nu arunca gunoiul, de a, când mergem, de exemplu, la magazin, să nu cumpărăm pungi de fiecare dată, când avem baterii de schimbat să le lăsăm la centre de colectare. Deci aici este vorba despre educare, despre schimbare de mentalitate, care nu se va întâmpla după astfel de acțiune, dar sper că dacă vom fi destui, mesajul va fi destul de puternic să ajungă la cât mai mulți și trebuie organizate multe astfel de evenimente ca să ajungă la toată lumea la un moment dat. Anul acesta, de exemplu, o să avem un campionat european de triatlon la Târgu Mureș. Ar fi totuși, cum să zic, destul de jenant să aducem aici sportivi din elita mondială care se înoată în condiții de genul acesta. Vă doresc să aveți parte de o lume curată, începând de mâine încolo și să dureze cât mai mult aici pe lângă Târgu Mureș.